De aceea, de multe ori, parcă nu invidiez, dar parcă i-aș fi cerut lui Dumnezeu și eu un dar să cânt. Totdeauna mi-a plăcut cântarea. Mi-aduc aminte, așa de mult mi-a plăcut fanfara. Stăteam în Cluj, undeva aproape de un cimitir. Nu eram departe, poate un kilometru. Și auzeam adeseori, când eram copil, auzeam fanfara pocăiților. Erau fie de la frații baptiști, fie de la frații penticostali, cântau aceleași cântări. Le auzeam cum își petreceau pe ultimul drum, pe cei dragi. Și auzeam de acasă. Mergeam de multe ori în fugă și stăteam departe și ascultam. Măcar că erau cântări, parcă de jale și de tristețe. Dar era ceva în el. Era o nuanță care nu este nici într-un cânt, care l-a auziți la radio sau la televizor. Era ceva din Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun ceva. Și cei care aveți voce, și cei care nu aveți voce, pregătiți-vă bine. Pregătiți-vă bine glasurile. Pentru că în ceruri nu o să l mai auziți nici pe fratele Mircea, nici pe fratele Iosif, nici pe fratele Sorin, nici pe un alt frate predicând. O să trebuiască să cântăm toți. Toți. Nimeni nu o să mai spună acolo, eu n-am voce, eu nu cunosc gama, eu nu cunosc notele. Toți o să cântăm. Așa, așa cum citea fratele Mihai din Apocalipsa 4. Ne vom închina înaintea Mielului toți și vom cânta slavă Lui. De aceea aș vrea să zic ca Dumnezeu să binecuvinteze toți cântăreții din adunare. Și aș vrea să le spun că cele mai frumoase cântări și cele mai frumoase melodii care ajung la inima omului sunt cele a pocăiților din adunare. Sunt cele mai frumoase care ating inimile oamenilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu ne lăsăm. Știu că în adunarea noastră sunt mulți cântăreți și fratele Geacul spunea, nu știu cum ați făcut, parcă toți aveți, spunea conservatorul. I-am spus, păi l-avem, frate Geacul, l-avem. Dar l-am învățat toți în casa lui Dumnezeu. Fie lăuda numele în veci. Amin. Amin. Aș vrea un gând pentru anul care ne stă în față, pentru că am primit mai mult în această seară. Și dacă azi dimineață am vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu, îngăduiți-mi și în seara aceasta. Aveți puțină răbdare cu mine. Și rugați-vă în gândul dumneavoastră să spun cuvintele Domnului Dumnezeu. Să nu vorbesc de la mine. Că aș vrea să vă spun ceva. Dacă aș vorbi de la mine, nu mi-ar aduce deloc cinste. Și dacă nu m-ar călăuzi Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, să știți că cine știe ce aș vorbi. Dar de aceea zic, ca să mă călăuzească Dumnezeu și vorbirea mea să fie cu folos pentru noi, pentru toți. Iar pentru Dumnezeu să fie o laudă. Aș vrea să vă împărtășesc cu dumneavoastră un verset care îl am în inimă și aș vrea să-l puneți și dumneavoastră acolo undeva unde are locul lui el. În inimă. Un cuvânt care să ne călăuzească tot anul 2018. Și spune aici Asaf, în Psalmul 73, cu ultimul verset, versetul 28. Omul acesta a fost, la începutul psalmului, a fost foarte debusolat. Dar a ajuns la o concluzie foarte deșteaptă, să zicem, sau foarte înțeleaptă. Și spune el în versetul 28, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Dragii mei, împreună cu mine, puneți acest verset la inimă, ca acesta să ne călăuzească în tot timpul anului. Pentru mine, spunea el, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Cu siguranță că vom căuta fericirea și în anul acesta.
și o căutăm de multe ori bâșbăind, aș vrea să vă spun că fericirea este în Dumnezeu. Este în Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să mă apropii de Cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit și aș vrea ca în introducere, pentru că avem mai mult timp la dispoziție, să vorbesc despre un om excentric, după standardele oameni, și despre un Dumnezeu, care la un moment dat se întâlnesc față în față, unul cu celălalt. Și fiecare dintre ei, la rândul lui, cere să fie botezat unul de celălalt. Și aș vrea să încep cu acest Ioan. Atunci când oamenii se nasc, de cele mai multe ori oamenii se nasc prin firea unui om, prin voia unui om. Așa cum ne-am născut și noi. Dar au fost oameni care s-au născut prin făgăduințe, prin promisiuni, care Dumnezeu a trimis, așa cum știm, a trimis Îngerul Domnului și a spus fie bărbatului, fie femeii, a spus fie la amândoi, până la urmă, bineînțeles, la amândoi, că veți avea un copil sau se va naște un copil și el va avea o lucrare specifică, o lucrare specială. Și acest Ioan, spuneam eu, un om excentric pentru cei din vremea de atunci, dar și pentru noi din vremurile noastre. Pentru că dacă analizăm puțin viața lui și felul de viețuire, ce ziceți dumneavoastră? Dacă ați auzit despre mine sau despre fratele Iosif sau despre oricare dintre noi care trecem pe aici prin față și împărtășim cu dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ați auzit că acasă noi mâncăm lăcuste, ai zis, eu, ceva nu e în regulă cu el. Probabil au ele multe proteine, că acum știm noi multe, au multe proteine insectele astea. Dar nu e în regulă cu asta. Apoi fie că le prăjește, fie că nu le prăjește, dar tot nu e în regulă cu el. Ioan acesta mai mult de atât. Ăsta nu stătea între oameni. Ăsta stătea în pustie. Avea pe el o haină de cămilă. Măi, nu știu cât a avut coton cămila aceea în ea. Sau material mai moale. Lână. Sau mai este un material mai scump. Cașmir. Cineva a zis acolo cașmir. Nu știu cât a avut. Dar vreau să vă spun. Eu n-aș vrea să port o haină din aceea. Ei, și omul acesta, care era făgăduit de Dumnezeu, spune despre el Cuvântul lui Dumnezeu că niciun om născut din femeie nu era așa mare ca omul acesta Ioan. Păi au fost oameni și în vremea aceea și înainte, oameni mari. Au fost împărați, au fost prim-miniștri, au fost oameni pe care oamenii din vremea aceea, spune Cuvântul lui Dumnezeu, oameni cu nume. Păi să știți că oamenii aceia cu nume erau oameni mari. Nu numai în statură. Și în faima lor. Li s-a dus numele. Și totuși spune Scriptura că omul ăsta, Ioan, excentricul acesta, era mai mare decât toți. Și ne-am întrebat și mă întreb oare ce-o făcut să fie mai mare decât toți acest om. Aș vrea să vă spun ceva pe linie militară. Înțelegeți expresia funcția doboară gradul? Am văzut că dau din cap mai puțin și știți de ce? Pentru că tot mai puțin fac armata. Eu am scăpat ultima generație din România înainte de Revoluție și pe mine m-au prins. Și m-au obligat într-o zi lucrând într-o fabrică în Cluj, la Electrometal, în spatele gării, am văzut că intră un soldat. Și-a venit la mine, nu știu cum s-a întâmplat direct la mine, probabil l-a văzut ca în față de vreo 18 ani sau 19. Și-a zis către mine, știi pe unul Mircea, mă, cică și-am dat, știu. Zice, uite, am pentru el ceva și am spus, dă mie, că mie trebuie să-mi dai atunci. Era un plic. Și în plicul acela nu era un ordin dacă vrei sau nu vrei.
Mi-a dat o dată și foarte scurtă, trebuie să te prezinți acolo. Și m-am dus la mama. Și acolo am învățat un termen în funcția doboară gradul. Și știți, aș vrea să vă explic cum vine asta, pentru că Ioan a beneficiat de aceasta. Și am să vă spun de ce. Pentru că Ioan, ca și om, în fața oamenilor, n-avea nicio mărime. Cu mai mult de atât. Omul ăsta era excentric, era bizar, să spunem, pentru cei din vremea aceea. Și mai mult de atât. Avea curajul să zbiere și să strige după stăpânul lui, după cel care controla acolo Israelul. Să-i spună că tu ții pe nevasta lui fratele tău. Și în ochii lor nu era deloc mare Ioan. Și foarte interesant că în ochii lui Dumnezeu era cel mai mare. Dar știți de ce? Omul acesta, Ioan, găsi răspunsul în cartea prorocului Isaia, capitolul 40, chiar la începutul capitolului. Omul acesta avea o chemare. O chemare care nici un om, nici până atunci și nici de atunci încoace pe pământ a avut această chemare. Moise a fost un om mare. L-a chemat Dumnezeu să scoată poporul din țara Egiptului și l-a scos. David a fost om mare, Solomon a fost un om mare. Cezarul pe vremea aceea era un om mare, nu? Trebuia să plătești bir cezarului și cine se împotrivea, o sfârșea undeva pe un lemn. Nu se discuta deloc ordinul lui, doar se executa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre acest Ioan și vă invit să deschidem cartea prorocului Isaia. Să vedeți de ce omul ăsta a fost așa de mare. Să știți că nu mi-am uitat cu ideea, funcția doboară gradul. Cam să vă explic și asta. Începând cu versetul 1. Mângâiați poporul meu, zice Domnul vostru. Vorbiți de bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit. Că nelegiuirea lui este ispășită. Căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Băgați bine de seamă. Îngurați strigă. Pregătiți în pustiu calea Domnului. Neteziți-i în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțat, orice munte și orice deal să fie plecat. Coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Amin. Ioan acesta avea o chemare care un singur om care a trăit pe pământ a avut. Să pregătească calea Domnului Iisus Hristos. Pe cei înalți, ca și Irod, ca și Pilat, pe cei care sunt dealul și erau munți, avea nimirea să le spună, smeriți-vă și faceți-vă voi. Pe cei pe care societatea de atunci i-a aruncat o voie deoparte și spunea, voi nu sunteți buni. Și ce-au spus preoții despre popor la un moment dat? Despre cei care îi susținea de fapt și trăiau pe spatele lor oarecum. Știți ce-au spus despre ei? Vă las pe dumneavoastră. Este un popor blestemat. Așa au spus preoții. Despre cei pe care trebuia să-i învețe calea Domnului. Ei, și Ioan acesta avea menirea să vină înaintea Domnului Iisus Hristos și știți ce predica el? Pocăința. Aceasta este predica lui Ioan. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Știți care este prima predica Domnului Iisus Hristos? La Marea Tiberiade? Exact aceleași cuvinte. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dar acum să nu vă las cumva confuz. Să vă spun ce înseamnă funcția doboară gradul.
În armata română sunt trei feluri de cadre militare. Sunt suboficerii, care se duce până la plutonier ajutant. Apoi sunt ofițerii care începe de la logotenent până la capitan. Și după aia încep ofițerii superiori, care încep de la major și până la general și la mareșal sau la amiral. Ei, dar unul din ăsta mic care noi le ziceam, o vorbă care vă pare foarte cunoscută, tablagiu, un plutoner din ăsta, eu am văzut că el deținea o funcție de major. Pentru că era, oarecum era responsabil de un depozit militar, unde era armament acolo, și omul acesta era plutoner, tablagiu, cum spuneam noi, dar el avea o funcție de major, care avea o stea mare. Și un căpitan care, de fapt, era mai mare decât gradul lui, când se întâlneau căpitanul acela care era mai mic decât un major, trebuia să-l salute primul. De ce? Pentru că ăsta avea funcția de major, mai înaltă decât el. Și asta făcea expresia, funcția, doboară gradul. Ei, acest Ioan avea un rol și o chemare de la Dumnezeu. Așa de mare, încât niciun împărat care o trăi pe pământ, niciun domnitor, niciun stăpân, niciun patron, niciun miliardar, niciun om învățat, niciun om înțelept, niciun om fizician, nu poate să se pună alături cu el. Și nu putea să se pună alături cu el. Din cauza chemării care o avea. La un moment dat au venit oamenii la el și l-au întrebat, tu ești Hristosul? Văzându-i puterea, văzându-i curajul și văzându-i minunile care le făcea, pentru că îi boteza pe oameni. Și a spus, nu, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Și la un moment dat, acest Ioan spune, vine vremea, sau a venit vremea, când eu să cobor și el să se ridice. Și în seara aceasta, textul care s-a citit în seara aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat acești doi, Ioan care era un om, prin promisiune, prin făgăduință, născut din femeie, s-a întâlnit undeva. Undeva. În râul Iordanului, față în față cu Domnul Iisus Hristos. S-a întâlnit față în față, de fapt, cu Dumnezeu. Și când l-a văzut Ioan, ar vrea să citesc din nou textul, pentru că este scurt. Sunt doar 4 versete. 5 versete. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan. La Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care găsesc plăcerea. Amin. În apa Iordanului s-au întâlnit acești doi oameni. În ochii oamenilor de atunci, cei care credeau în învățătura lor, erau doi proroci care se întâlnesc. În ochii lui Dumnezeu, erau Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu și era trimisul lui, înaintea lui ca să netezească cărări. Și în vremea aceea, ca și în vremea aceasta, sunt puțini oameni care au înțeles această lucrare. Și am citit aceste cuvinte, aici spune căci Domnul Iisus Hristos a spus, lasă-mă. Și aș vrea să spun, fratele Iosif o mai amintit odată și a spus,
A explicat ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos. Lasă-mă în sensul să-L coboare în apă. Și Ioan Botezătorul l-a coborât în apă și l-a botezat. Domnul Iisus spunea aici, lasă-mă acum căci așa se cade, ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Aș vrea să ne punem o întrebare și mi-am pus o întrebare, la care am găsit și răspuns. Domnul Iisus Hristos a avut nevoie în adevăr de un botez? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre definiția botezului. Botezul acesta nou testamentar care noi îl practicăm aici în apa botezului, ne vorbește în 1 Petru, Apostolul Petru ne vorbește ce este botezul. În adevăr, Domnul Iisus Hristos n-a avut nevoie, cum avem noi nevoie de acest botez. Dar am găsit cel puțin 4 răspunsuri pentru care Domnul Iisus Hristos a fost botezat. Și aici spune în 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Vorbind despre botez. Icona aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat, înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos. Deci botezul în apă nu te mântuiește și nu te spală de păcate. Să nu se gândească cineva că vine la botez plin de păcate, nemărturisit, fără să te naști din nou, vii în apă și fratele Iosif cu fratele Mircea te bagă în apă și din apă ești sfințit. Că doar nu e apă sfințit. Nu? Așa spun unii, că apa e sfințită, te-ai băgat și ești sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune asta. Dar atunci, de ce a fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să fie botezat? Domnul Iisus Hristos precizează și spune la Ioan așa. Pentru că Ioan, văzând binecuvântarea și dumnezeirea în fața lui, s-o fi gândit Ioan, dacă Iisus m-ar boteza pe mine, ce bine ar fi pentru mine. Dar Domnul Iisus Hristos o zice, nu, nu, nu. Împlinirea cuvântului nu este așa. Este ca să mă botez tu pe mine. Și spune aici, lasă-mă acum, căci așa se cade, ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. De ce Domnul Iisus Hristos a trebuit să fie botezat? Primul lucru este un exemplu pentru noi. Un exemplu pentru noi. Toți credincioși care cred în Domnul Iisus Hristos trebuie să aibă o zi în care să vină la apa botezului și în fața martorilor văzuți și nevăzuți, în fața cerului întreg, trebuie să mărturisească că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta o spun pentru că același glas care s-a coborât pe munte când a vorbit poporului când a ieșit din țara Egiptului, același glas. Atunci când poporul a zis, Ramos, spune să nu mai vorbească. Rămânim cu toți. Pierim cu toți. Același glas spune cuvântul. Că s-au deschis cerurile și Dumnezeu a declarat și a spus, El este Fiul meu prea iubit în care îi găsesc toată plăcerea. Primul lucru pentru care noi trebuie ca să înțelegem, Domnul Iisus a fost botezat. Ca să ne dea un exemplu nou. Ca să nu negăm. Și cel puțin în două evanghelii, în prima evanghelie a lui Matei și apoi a lui Marc, că Domnul Iisus Hristos înainte să se înalțe la cer, spunea, mergeți în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Și mai spunea Domnul Iisus Hristos ceva. Botezați-i cum? În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Am vorbit cu cineva în vremuri, în săptămânile trecute și mi-a spus, avem același Dumnezeu. Și am zis, hai să verificăm. Și mi-a spus că Domnul Iisus Hristos era doar proroc. Și am zis, ne oprim aici.
Dumnezeul meu are un fiu. Bă, nu se poate. Bă, da, se poate. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin. El a fost și proroc, el este proroc, dar este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu din ceruri a spus, acesta este Fiul meu. Dragii mei, să ascult de oameni. Așa spuneau ucenicii. Judecați voi, preoților. Este mai drept să ascultăm de voi decât de Dumnezeu? Păi dacă Dumnezeu din ceruri a spus, El este Fiul meu prea iubit, Iisus Hristos. Acum eu să neg? Păi eu cred din toată inima că Dumnezeul meu are un fiu. Dar fiul acesta, nu numai că Dumnezeul are și l-a stat acolo liniștit. Ăsta s-a coborât aici jos pe pământ. Și mi-a luat păcatele mele. Și nu numai că mi le-a luat, m-a iertat de tot. Și nu numai că m-a iertat de tot, o învia din morți. Toți cei care au inventat religii, sau, n-ar vrea să spun, o filozofie de viață, toți aceștia i-au mâncat vierii și au rămas în țărâna pământului și într-o zi se vor spula la judecat. Înaintea celui ce este viu. Dar Hristosul meu a înviat din morți. El nu a rămas acolo. Slavă, a înviat. Dar nu numai că a înviat. Nu numai că a înviat. Că dacă învia și rămânea printre oameni, nu știu câte s-a rezolvat. S-a dus la cer. Și a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde s-a dus. De chiar așteaptă pe dumneata și pe mine. Dar nu numai atât. Aș vrea să mă duc mai departe și bazat tot pe Scriptură. El este un mijlocitor între mine și Dumnezeu. În vremea în care ești aici pe pământ, în legământul cel vechi, nu era niciun mijlocitor. Pe vremea legii nu era mijlocitor între om și Dumnezeu. În legământul cel nou, care l-am sărbătorit azi dimineață, este un mijlocitor, este un avocat între mine și Dumnezeu. Și știți cine este acesta? Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Apoi, al doilea motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a fost botezat. Știți că Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea după ce a fost botezat. Dacă citiți în Evanghelie, veți vedea că după ce a fost botezat, a fost ispitit de diavolul și după aia și-a început lucrarea. Pentru că cineva mi-a spus mai cu câțiva ani în urmă, și dacă nu mă botez, nu pot să fiu mântuit. A spus, vorbim biblic, tâlharul care era pe cruce. Dacă îi se dădea răgaz 2 minute să se dea jos de pe cruce, ce ziceți, s-a acceptat botezul? Ce vorbesc de tâlharul care l-a recunoscut pe Domnul Iisus. În graba mare l-a acceptat botezul. Dar noi care trăim o viață și o viață trecem pe lângă botez și îl negăm, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, cine va crede și se va boteza. Deci botezul este o mărturie a credinței tale și a mele. Nu? Păi dacă tot îi spui la domnișoara sau sora cu care tot umbli 6 luni de zile sau 1 an de zile, păi te iubesc și ea poate spune, dar nu mă cer în căsătorie. Păi nu. Păi nu iubești. Îi spui lui Dumnezeu că îl iubești, dar în apa botezului nu intri. Păi aici este mărturia ta. La apa botezului. Ei, și Domnul Iisus Hristos nu și-a început lucrarea numai după ce a fost botezat. I-a spus, ca să înțeleagă mai bine acele persoane, i-a spus, dacă te duci în Sfântul Vin, în centru oraș, te duci acolo și ai să vezi că să construiești bloc. Și ai să găsești, printre altele, pe unii care fac meseria care tu știi să o faci. Nu dau nicio meserie. Și nu spui nimic la nimeni. Te duci și tu lângă el, umăr la umăr cu el și lucrezi o zi întreagă. Poate de multe ori lucrezi și mai bine ca el. El poate mai trage chiulul. Tu lucrezi bine. Ce zi la sfârșitul zilei ai pretenția să fii plătit? Voi zice nu. Dar de ce?
Păi nu m-am înțeles cu patronul. Păi dacă de ani de zile trece pe lângă tine patronul și te invită să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos și tu refuzi, chiar crezi că o să fii plătit? Nu o să fii plătit. Este important. Mărturisirea noastră este importantă, fraților, în apa botezului în fața martorilor de aici și a celor din cer. Apoi, pentru că timpul trece repede, al treilea motiv pentru care Domnul Iisus Hristos a fost botezat. A fost momentul în care Dumnezeu, cum am spus mai înainte, din ceruri, Dumnezeu, și-a confirmat relația între Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos pentru oamenii de atunci. Vă aduceți aminte ce le-a spus îngerul păstorilor din Betleem? Vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Le-a spus păstorilor. Dar atunci, în apa botezului, când Ioan, când s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel peste Domnul Iisus Hristos, și glasul lui Dumnezeu din ceruri a răsunat, că așa spune ce, cuvântul, că s-a deschis cerul și Dumnezeu din cer cu glas a vorbit și a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Dumnezeu din cer, pentru oamenii de acolo, martorii de acolo, a confirmat că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că și atunci erau oameni care erau reținuți. Oare e sau nu e? Și au fost binecuvântați cei care au fost acolo, dar nu numai cei care au fost acolo. Cei care au avut urechile tăiate împrejur. Că mulți au auzit. Și poate puțini au crezut. Pe lângă asta, Dumnezeu a confirmat care este relația între Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Și prin aceasta, știți ce a mai confirmat Dumnezeu? Ca să ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Ca să ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Cine mă iubește, spunea Domnul Iisus Hristos, păzește poruncile mele. Păzește poruncile mele. Prin aceasta Dumnezeu ne-a făcut să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este Fiul Lui și în același timp avem datoria să ascultăm de tot ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos. Fraților, dacă am căutat mai amănunțit, poate am găsit mai multe motive pentru care Domnul Iisus Hristos a fost botezat. Eu am zis că la patru ne limităm la atât. Dar aș vrea să vă spun ceva. Este important. Domnul Iisus Hristos n-a fost botezat că avea nevoie ca să mărturisească un cuget curat, pentru că El era Dumnezeu. El era Dumnezeu. Dar a făcut-o pentru noi. De aceea, aș vrea să nu neglijăm acest act. Aș vrea să-i îndemn pe tine, aș vrea să-i îndemn pe adulți, dacă sunt aici adulți care nu sunt botezați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și dacă vreți, eu pot să citesc, ca să nu spune cineva: frate Mircea, știi cum, ai parafrazat de acolo, dintr-o Evanghelie, dar nu-i chiar așa cum ai spus. Nu-i chiar așa cum ai spus. Aș vrea să vă citesc, ca să fi mai simplu. Matei, capitolul 28, versetul 19. Are cineva aici curajul ca să sfideze cuvintele Domnului Iisus Hristos? Să ridice mâna sus. Păi n-are nimeni curajul. Știți de ce? Înseamnă că suntem toți împlinitori. Uitați ce spune cuvint Domnul Iisus Hristos. În Biblia mea este scris cu roșu. Le spune ucenicilor: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Care este porunca Domnului Iisus Hristos? El a venit și s-a smerit în apa botezului. Ce bine îi părea lui Ioan când l-a văzut și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a spus: Dumnezeu, ăsta e Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și-o fi zis Ioan: numai bine că eu mă duc în partea cealaltă și El vine în locul meu și numai bine că El mă lasă în apă. Domnul Iisus Hristos a zis: nu, Ioan, nu. Trebuie să împlinim
ce trebuie împlinit. Eu trebuie să mă plec în apă și tu să mă ridici în apă. Dragii mei, să ascultăm de acest Iisus. Dacă vrem să ajungem în Împărăția Cerului cu El, cei care nu vor să ajungă, nu o să ascultă. Dar cei care vor să ascultă, să ajungă, trebuie să asculte. Domnul Iisus ne-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Credeți că Domnul Iisus Hristos ne-a pregătit un loc? Amin. Ne-a spus că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Credeți că acolo unde El, noi o să fim împreună cu El? Amin. Dar am mai spus ceva. Când Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, a venit niște îngeri și au spus, bărbați galileeni, de ce stați cu ochii ațintiți spre cer? Acest Iisus, care s-a ridicat la cer, așa cum l-ați văzut ridicându-se, va veni înapoi. Va veni înapoi. Credeți că Domnul Iisus Hristos va veni înapoi? Amen. În vremurile în care trăim, îngăduiți-mi numai două minute, în vremurile în care trăim, așa de mulți oameni cred în Domnul Iisus Hristos, cu ghilimelele de rigoare. Așa de mulți oameni creștini. Dar să naște o întrebare aici. Câți dintre cei care cred îl așteaptă să vină? Câți îl așteaptă să vină? Pentru că El va veni și nu va zăpui. El a promis și El va duce la îndeplinire tot ce a promis. A Lui este puterea și cer și jos pe pământ. Și pentru aceasta, eu împreună cu dumneavoastră vrem să spunem, știți cum? Trăiască Împăratul. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Ce mai mulți dintre noi suntem botezați, am încheiat legământul cu Domnul și la toți aceștia Domnul ne promite că va fi cu noi până când? Până la sfârșitul veacului. Lăudați să fie Domnul. Ceilalți să nu mai stea pe gânduri și să încheie legământul cu Domnul. Să ridicăm cu toți în picioare și la sfârșitul acestei întâlniri aș vrea să rog pe fratele Matei Manuel ca să încheie timpul acesta de părtășie în împărații și cu Domnul prin rugăciune.